Bună ziua la toți, în primul rând vă salut, sunteți interesați de activitatea CCT-ului care se desfășoară astăzi și vă rog întrebările dumneavoastră. Ce s-a discutat, la ce concluzie ați ajuns, ați desemnat sau nu un candidat? Procedura nu este încă finisată, la acest moment s-a finisat doar mecanismul de alegere a candidatului, de a fi selectat candidatul la funcția de procuror general interimar. Dacă ați fost atenți, deja pe privesc eu, au fost transmis că au fost identificați doi candidați, sunt Dumitru Robu și Victoria Fortună. Cine i-a propus? Membrii Consiliului Superior al Procurorilor. Mai exact cine respectiv, a venit ideea? Dacă îmi permiți să ne finisez gândul. Respectiv, sunt invitați la orele 3:30 ca dumnealor să-și expună punctul de vedere asupra acestei proceduri de selecție, de selectare a Procurorului General interimar. Deci ședința Consiliului Superior al Procurorilor va continua la orele 15:30. Ați menționat mai devreme că ați stabilit deocamdată un mecanism prin care va fi ales nou. Așa este. Despre ce fel de mecanism este vorba? Deoarece este o procedură inedită, după cum știți, legea cu privire la Procuratura a fost modificată și respectiv alegerea Procurorului General interimar presupune ca să fie identificați candidații, să fie acordul acestora, pe care l-am primit deja în ședință, și respectiv, după cum am spus, pentru a-și expune punctul de vedere, iar ulterior Consiliul va merge în deliberare pentru a selecta candidatul la funcția de procuror general interimar pentru a fi propus președintele țării. Doamna Motuzoc, presa scrie că domnul Sergiu Litvinenko l-a propus pe Dumitru Robu la funcția de procuror general interimar. Este adevărată informația? Haideți despre asta deja discutăm după finisarea acestei proceduri. Eu v-am răspuns la întrebări, dacă aveți și alte întrebări, vă rog. O precizare, cum au fost propuși acești doi candidați? În cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor de către membrii acestui corp. Câți au votat pentru unul și pentru altul? Nu sunt votați pentru că este o selecție. Procedura nu a fost declanșată nimic, au fost doar propunerele candidaților. Este la moment. În baza la ce va fi ales viitorul candidat? În baza legii cu privire la procuratură sunt criterii de selecție care trebuie să le respecte fiecare dintre candidat. Totuși, de ce a avut loc aseară ședința CSP? Pentru că conform legii în 5 zile. Ce trebuie să înțeleagă presa din acest proces? Eu nu pot să vă răspund la această întrebare, eu la acea ședință nu am fost. De ce nu ați fost? Pentru că nu era preconizată. Nici nu ați fost anunțată? Nici nu am fost anunțată. Acest proces are loc conform legii? Este corect sau este unul grăbit și cu presiune? Este un proces grăbit, într-adevăr, pentru că legea prevede până la 5 zile ca să fie anunțat. Dar am proces astăzi la examinarea acestei proceduri, acestui mecanism, deoarece, într-adevăr, conducerea Procuraturii Generale lipsește în condițiile legii la ziua de ieri, pentru a fi selectat un procuror general interimar și respectiv și adjuncții acestora ulterior. Va fi o procedură ulterioară. Ce calități importante trebuie să întrunească candidatul care va fi desemnat? Acum nu mi-am luat legea cu privire la procuratură ca să vă expun toate, dar puteți să consultați articolul 17. Este ca orice procuror, orice persoană care candidează pentru procuror, trebuie să aibă anumite calități, plus pentru procurorul general sunt și calități de alt gen. Principalul, clar lucru, că să fie corectă față irreproșabilă, nici nu se pune la îndoială că să aibă studii în domeniu și